Ministerul Hadâmbu observează pe 8 septembrie 2023 principalul hram, primul hram al acestei așezări monahale. Alături de noi se află Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, pe care îl rugăm pentru început să ne spună câteva cuvinte despre importanța acestui locaj de închinăciune. Un creștin bun, curat la suflet, peste tot vede grădina Maicii Domnului, unde este o mănăstire, o biserică frumoasă, că acolo și are locul Maica Domnului, pretutindeni este Maica Domnului. Într-adevăr, acest loc, acest sfânt așezământ monahal, a avut și de suferit foarte mult. Mă refer la cât timp a fost părăsită, după Revoluție redeschisă, într-adevăr, a devenit o frumoasă grădina Maicii Domnului. Și se simte cu siguranță, o simțim fiecare dintre noi, prezența Maicii Domnului în acest loc sfânt și binecuvântat de Dumnezeu, unde de altfel și icoana făcătoare de minuni este în acest loc, iar credincioșii care vin an de an și numai la hramuri, foarte mulți credincioși, pelerini care urcă dealul Mănăstirii Hadâmbu zi-noapte pentru a veni la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, cerând, implorând mila lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Nu puțin sunt cei care vin și după să-i mulțumească pentru darul revărsat asupra familiei caselor. Și de aceea, maramărășenii noștri care vin la hramurile mănăstirii îl numesc Atosul Moldovenesc. Alții îi auzim grădina Maicii Domnului. Frumos lucru și plăcut înaintea lui Dumnezeu, atât timp cât ești curat la suflet și vii cu un gând curat și un gând bun într-un sfânt așezământ monahal, într-adevăr simți locul acela și ceea ce depui la prin cerere, rugăciune, venind și pentru cei de acasă care sunt în grea suferință și în grele încercări. Ați întâlnit foarte mulți oameni care au mărturisit personal minuni nescrise, încă săvârșite la icoana Maicii Domnului. Bine, ar fi trebuit să scoatem și volumul 3, fiindcă sunt foarte mulți care vin care nici ne-am văzut, doar spunându-ne că a fost într-o zi sau acum un an sau câteva luni în urmă, alții n-au avut copilași, alții boli fără de leac și atunci vin și ne spun, nouă mulțumim Maicii Domnului. Ce îi atrage? Îi atrage însă și rugăciunea care se face pe timp de noapte, de 34 de ani avem o rânduială foarte frumoasă, mă refer în mes de noapte, la ora 12 utrenie, în fiecare zi Sfânta Liturghie, vecina ora 4, dar aici i-a atras în primul rând rugăciunea și aș putea spune că omul, dacă nu s-ar folosi cu ceva, a doua oară nu l-ar mai vedea. Și vedem de fiecare dată, ne bucurăm, cum spuneam eu bine în fiecare cuvânt după Sfânta Liturghie, un preot se simte împlinit când vede popor mult în biserică. Înseamnă că darul lui Hristos Dumnezeu a ajuns în inimă bună și în minte curată. Și atunci omul se reîntoarce să-i mulțumească Maicii Domnului că a primit ceea ce a cerut de la Maica Domnului. Spuneați de slujbele de noapte care se oficiază aici. Cât de importantă este această slujbă pentru monah și pentru o mănăstire și mai ales pentru credincioșii care lasă aici un pomelnic pentru a fi pomeniți la aceste slujbe de noapte? Avem un sfat de la bunica mea de mic copil, rugăciunea mea de noapte sunt de aur înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu vă rugați în miez de noapte, nu o să vă ajute Maica Domnului. Deci că însă și Maicuța Domnului adună în rugăciune în miezul nopții, la 12 până la 3 dimineață, le duci către Fiul Său, Bunul Dumnezeu. De aceea sunt foarte de folos. Rugăciunea de miezul nopții mai poate numi rugăciune de aur. Și să știți că sunt foarte mulți creștini care se scoală în miezul noapte și rostesc Paraclisul Maicii Domnului. Au o rânduială foarte frumoasă. Și simți altceva totuși. Și sunt 34 de ani de mila lui Dumnezeu de când sunt aici, avem această rânduială de miezul nopții. Și vin foarte mulți pelerini, chiar din Iași, spre bucuria noastră, sunt care vin frecvent la utrenie de noapte, în timpul săptămânii. Majoritatea credincioși mă întreabă dacă avem hram duminica.
așa rândit Maica lui Dumnezeu că în fiecare duminică este hram. Adică aduce Maica Domnului foarte mult popor evlavios, foarte mulți, foarte mulți. A devenit, cum spunea Preasfințitul Părinte Nichifor, Părinte Nicodim, ar trebui să lărgim o grada asta, să facem undeva un altar, că nu mai încap credincioșii în ograda mănăstirii a monumentului istoric. Să știți care e dreptate perfectă. Dar credincioși sperind zi noapte, atunci mai stau și la umbră. Important să vină pentru sufletul dumnealor și să simtă ceva, fiindcă una să vizitezi, să fii doar pelerin și să faci o excursie și alta să trăiești slujbile unei mănăstiri, a unei biserici, să fie foarte atent la Sfânta Dumnezească Liturghie. Dacă vrei să ne spuneți câteva cuvinte despre acest program, când vor începe slujbele și care va fi componența acestor slujbe, începând din ajunul sărbătorii până în ziua Hramului. Noi deja în ograda mănăstirii scoatem pe timp de vară copii, icoane făcătoare de minuni, fiind foarte mult popor, se stă la rând aproape peste o oră jumătate ca să ajungă la icoana Făcătoarei Credincioși și duminica sărbătorile și atunci am gândit să punem în baldachin până scoatem în procesiune la fiecare praznic împărătesc al Maicii Domnului icoana, copia Făcătoarei Minunii a Maicii Domnului. Că avem o frumoasă rânduială, ține ceva de mult timp, s-a format o rânduială frumoasă de aproape 30 de ani, să spun. Scoatem în procesiune Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni în ajunul praznic împărătesc a Maicii Domnului. Mă refer începând de la adormirea Maicii Domnului, la hramul monumentului istoric care ne apropiem cu pași repezi nașterea Maicii Domnului, la acoperimântul Maicii Domnului pe 1 octombrie la frumoasa și noua catedrală, cum o numea prefericitul când am fost în vizită, unde și are hramul acoperimântul Maicii Domnului, dar în ultimul rând să nu uităm de hramul care a luat o mare amploare, drumul crucii, pe 14 septembrie, unde vine mulțime de popor și vom avea și prezența ierarhului, asta mulțumindu-i pe această cale înaltă a Sfințitului că la fiecare hram am avut blagoslovenie și să spun binecuvântarea lui Dumnezeu și a înaltului să fie prezent ierarhul. Programul liturgic care începe în ajunul nașterii Maicii Domnului, 27 septembrie, ora 18, vecinea unită cu Litia, ora 19:30, scoaterea în procesiunea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea noastră, mănăstirea Dâmbu, ora 20:30, taina Sfântului Maslu, în mes de noapte, utrenia. În ziua nașterii Maicii Domnului, ora 8, acatistul Maicii Domnului, ora 8:45, vineri, primirea Preasfințitului Părinte Nechifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, ora 9, Sfânta Liturghie, ora 12, Agapa Frățească și la ora 19:30, introducerea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului în Biserica Monument. Frate Părinte Stareț, vă rog să adresați o invitație tuturor pelerinilor care iubesc și o iubesc pe Maica Domnului și prețuiesc Sfânta ei icoană de aici, din dealul mare al Mănăstirii Hadâmbului. Un creștin bun, un pelerin bun care o cinstește mult pe Maica Domnului, nu cred că rezistă să stea acasă în această sfântă binecuvântată zi. Fiecare bine pentru sufletul lui și se cuvine dar să nu numai prezența și trăirea și credința vie în Dumnezeu, să venim cu evlavie, cu râvnă, mai cu seamă în ziua nașterii Maicii Domnului, că Maicuța Domnului este protectoarea, sprijinitoarea și scut de apărare. Zi, noapte, o cerem în ajutor și simțim și resimțim prezența ori de câte ori o cerem în ajutor. Așa că fiecare știe de ce vine și la un hram, și la o biserică, sau la o mănăstire, la Sfânta Liturghie, sau la hram.